Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Penultima săptămână din noiembrie promite să fie plină de evenimente. Principalele planete și vor schimba configurațiile. Energia se va schimba dramatic, datorită faptului că întreaga serie de evenimente va fi actualizată în curând. Intrarea soarelui în zodia săgetător va înlocui energia intensă a scorpionului cu una mai ușoară și mai pozitivă. În același timp, Jupiter, guvernatorul săgetătorului, își va schimba mișcarea retrogradă în directă, care va fi începutul unei perioade favorabile pentru săgetător, rac, pești și acei reprezentanței zodiacului în a căror astrogramă natală personală se află Jupiter în pești sau în casa a 12 -a. Sextilul armonios al soarelui cu Pluto de luni va fi o perioadă bună pentru începerea oricăror proiecte. Șansele de a scăpa de conexiunile inutile și de metodele învechite vor apărea brusc pentru scorpioni, lei și berbec. Schimbări dramatice în sfera romantică vor avea loc printre semnele de foc, berbec, leu și săgetător. Aceste schimbări vor fi asociate cu responsabilitate, explicații, acțiuni decisive și dorința de a trece la un nou nivel de relații. Pentru sănătate este favorabil aspectul soarelui cu Pluto, mai ales celor care suferă de boli cronice sau foarte grave. Trigonul lui Mercur cu Chiron din 21 noiembrie vă va oferi posibilitatea de a privi problemele dintr-un unghi complet diferit și de a dezvolta o soluție non-standard pentru problemele de lungă durată. Gemenii și Fecioara vor putea folosi aceste abilități în sfera romantică, iar balanța, în sfera profesională și financiară. Sextilul lui Marte cu Pluto de miercuri este o perioadă de schimbări calitative pentru indivizii activi și dinamici. Berbecul și Scorpionul vor fi la apogeul capacităților lor, care își vor putea concentra eforturile pe provocările globale și vor pune bazele realizărilor viitoare. Această zi este ideală pentru operații chirurgicale, tratamentul bolilor infecțioase și oncologice, rezultatul promite a fi foarte pozitiv, Lei și Capricornii vor putea rezolva problemele familiale și personale, iar problemele de moștenire vor deveni relevante pentru pești și vărsători, cuadratura Soarelui cu Saturn, Apoi Marte cu Saturn la sfârșitul săptămânii vor face urgent pentru Capricorni și Balanță să ramburseze vechile datorii, în timp ce Leii și Berbecul ar trebui să se pregătească pentru unele pierderi. Scorpionii trebuie să limiteze activitatea de afaceri și să amâne vizitele la autoritățile oficiale. Nu trebuie să forțați procesele de afaceri și să luați inițiativă atunci când contactați partenerii și conducerea. O schimbare a locului de reședință este probabilă pentru Taur, Balanță și Capricorn. Aceștia își pot schimba locul de muncă, lucru pe care îl pot regreta foarte mult puțin mai târziu. Relațiile de familie vor fi în pericol din cauza conflictului și încăpățânării crescute, acest lucru se aplică reprezentanților tuturor constelațiilor zodiacale. Doar cei care își pot ține sub control emoțiile negative vor beneficia pentru ei, iar situația se va schimba în bine în doar câteva zile. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!